În momentul când facem botezul în apă, noi mărturisim despre Domnul nostru Iisus Hristos. În momentul când suntem botezați cu Duhul Sfânt, mărturisește Domnul despre noi. Citesc Fapte, capitolul 15, cu 8, și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Nu te întreb astăzi dacă tu ai mărturisit pentru Domnul, că cei mai mulți sunteți botezați deja. Dar am o întrebare mai grea. O mărturisit Domnul despre tine? Mă speriu ca și tânăr slujitor că tot mai des e întrebarea asta. Frate Cristi, dar chiar neapărat trebuie să vorbim în alte limbi? Dar eu când la fanfară, zice. Eu cânt în cor. Eu vin la tinerie. Dar chiar ai nevoie de Duhul Sfânt? Dragii mei, niciun din cuvântul Domnului în Noul Testament, când Domnul Iisus vorbește, n-am găsit un verset în care Iisus să prezinte botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt ca și o opțiune. O să vină Duhul Mângâietorul, dacă o să vreți, dacă aveți chef, dacă aveți timp să veniți la stăruință. Nu. Oriunde Iisus Hristos vorbește despre Duhul Sfânt, El vorbește ca despre o necesitate. Doamne, mai lasă Duhul Sfânt peste noi. Poate că sunt și aici frați care întreabă, poate că sunt tineri care întreabă. Și ca să eliminăm întrebarea asta, dragii mei, odată pentru câteva săptămâni, nu? Vreau să vă prezint cum arată biserica fără Duhul Sfânt. Și apoi, dacă vreți să vă mutați într-o astfel de biserică fără Duhul Sfânt, o să o faceți. Ca să atenționez că n-am ceva cu Petroșaniu, da? Am predicat asta mai întâi la noi. Dar vreau să ne uităm în Biblie, pentru că de multe ori punem întrebarea asta, mă, dar nu se poate și fără aia. Deși la mașină nu punem, mă, dar nu se poate. Am vrea full, știi că full option. Am vrea când ne cumpărăm un aragaz, un frigider, să fie cât mai bine echipat, cât mai bine dotat, nu? Dar atunci când punem întrebarea despre biserică, despre Duhul Sfânt, am vrea minimum. Dragii mei, Domnul da pentru noi maximum. Avem la dispoziție toate resursele, armătura Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Și atunci tu mai pui întrebarea, Doamne, vreau să fiu de patru. Când Domnul spune, mă, te pot face de 10 și olimpic de povărți. Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. Dragii mei, în primul rând, și intru direct, pentru că timpul se scurge foarte repede în prezența Domnului. În primul rând, prima caracteristică a bisericii unde Duhul Sfânt lipsește, unde Duhul Sfânt nu mai lucrează, unde Duhul Sfânt nu mai este, vreau să vă spun că acea biserică nu se mai înmulțește. Acea biserică nu mai crește. Citesc din Fapte 9:31, biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Fapte 9:31. Și cu ajutorul YouTube-ului. E bun și ăla, da? Mai ales că dacă nu, dacă te uiți de acasă, scapi de colectă. O, ce mult le place la frați lucrul ăsta, la mulți, da? Nu, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dragii mei, vreau să recitesc pentru că poate n-am fost atenți la acest verset. Care-i treaba noastră în acest verset și care-i treaba Duhului Sfânt? Că de multe ori le dăm peste cap. Treaba noastră este să ne bucurăm de pace. Ferice de cei împăciuitori. Eu zic așa, nu? Frate, păstor, de cât timp nu mai veni oameni din lume? Și păstorul zice, dar tu cu soacra când te împaci? Dragii mei, noi astăzi suntem chemați să ne bucurăm de pace. Ce se mai bucură unii de răzbunare, când deodată așa i-o trântește până într-un WhatsApp, într-un SMS. I-am zis, o zice. I-am închis gura. Vreau să vă reamintesc și nu știu ce răspund lucrul ăsta aici. Răzbunarea este a Domnului. A noastră e pacea. Amin. Dragii mei, dacă mă bucur de pace, dacă mă zidesc, dacă umblu în frica de Domnul, fiecare din Petroșani, din biserică, dacă face asta, au zis Duhul Sfânt așa, eu vă garantez, eu, că mai aduc oameni la pocăință. Dar auziți Duhul Sfânt, dacă voi nu vă înțelegeți, zice, de ce să mai aduc încă câțiva care să vă ajute să nu vă înțelegeți? Nu? De multe ori am vrea să facem ceea ce vrea să facă Duhul Sfânt și am vrea să facă Duhul Sfânt ce trebuie să facem noi.
O să zic cineva, mai, decât să-l iert pe ăsta, mai bine țin 3 zile de post. Dragii mei, în Fapte 11 cu 21 spune Biblia, mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Nu e vorba de mâna fizică a Domnului, e vorba de însoțirea Duhului Sfânt. Și atunci când Duhul Sfânt este într-o biserică, biserica aceea crește. Crește și spiritual, dar trebuie să crească și numeric. Acum vă mai spun ca slujitor, nu vă zic câte învinuiri primim. De ce n-ați botezat nu știu câți? De ce? Vreau să vă dau o veste bună. Nu păstorul naște oi. Oile nasc oi. Măcar cum slujitorii trebuie să zică, vorbește, Doamne, nu? Dar dacă biserica nu a zis... De multe ori să facă comitetul. Dragii mei, aici nu spune comitetul sau slujitorii. Toată biserica trebuie să punem umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Ești un om care cu adevărat arde pentru lucrarea Domnului. Că putea să ne fie semnul Duhului Sfânt țurțului de gheață. Nu? Țurțul de gheață. Frigidiar. Arctic. Nu? Așa le place la unii gheața, mai ales cu cola. Știți? Și din păcate vă spun că sunt biserici în care dacă duceam cola, era suficient că ei aveau gheață. Și știți unde te uiți? Nu la cântare, nici la predică, la rugăciune. Dacă stă cu ochii deschiși, nu-i pasă, să uite pe pereți. Poți să spui că ai Duhul Sfânt. Păi dacă ai Duhul Sfânt, trebuie să curgă apă pe pereți. Dar mai întâi trebuie să curgă pe tine și pe mine. Doamne, umple biserica cu Duhul Sfânt. În 1952, în Londra, într-o biserică la finalul unui program, cineva de pe ultimele bănci a ridicat mâna în sus și a zis, frate păstor, înainte să eliberați sala, am și eu o mărturie. Și a zis păstorul, 3 minute pentru că timpul e foarte scurt. Și în 3 minute omul acela a spus următoarele cuvinte, frate păstor, am fost plecat până în Australia. Am ajuns în Sydney, pe strada George. Am avut ceva treburi pe acolo de rezolvat în Sydney. Și un mic om de înălțime m-a oprit, mi-a dat un tractat în mână și mi-a pus următoarea întrebare. Dacă mergi, dacă mori în seara asta, mergi în iad sau în rai? Și omul acela a plecat. Și a cerut scuze și a plecat de deranj. Păstorul n-a fost așa demarcat, că auzim și noi ca slujitor tot felul de mărturii. Însă acest păstor, dragii mei, a zburat în Adelaide, Adelaide se scrie în Australia, și acolo a luat câteva mărturisiri și o soră în vârstă la mărturisiri a spus, frate păstor, vă spun cum m-am convertit eu. Eram în Sydney, pe strada George. Și parcă de nicăieri a apărut un om lângă mine, un om micuț de statură, mi-a întins un tractat și mi-a pus o întrebare interesantă. Dacă mori în seara asta, mergi în rai sau mergi în iad? Deja păstorul a început să se gândească, măi, totuși aici nu poate să fie o coincidență, nu? Spune istoria și vreau să mă duc foarte repede că a ajuns în Perth, tot în acel turneu din Australia. Și acolo în Perth, bătrânul bisericii, conducătorul bisericii, la masă, când vorbeau la final, a spus, frate păstor, știți cum m-am convertit? Eram în Sydney, făceam ceva cumpărături pe strada George, un om a venit cu un tractat la mine. Deja păstorul știa să spună el continuare. Și a pus întrebarea asta, așa-i? Și a zis, da, și întrebarea asta m-a măcinat, nu mi-a dat pace? A plecat păstorul, dragii mei, mai departe și a ajuns în Atlanta, în față la 1000 de slujitori. A fost o conferință cu slujitorii. Cel care conducea întâlnirea a zis, frate păstor, știți cum m-am pocăit? În Sydney, pe strada George. Cineva mi-a dat un tractat. A fost în Caraibe, a ajuns apoi într-o biserică din India și cel care conducea biserica a spus, m-am pocăit în Sydney, pe strada George. Un tractat, un bătrânel, un om în vârstă. În urmă cu peste 20 ceva de ani. Dragii mei, a strâns păstorul acesta aceste mărturii și a spus așa, în 1976, merg în Sydney, vreau să găsesc pe omul acesta, vreau să merg pe strada aceea. Vreau să văd dacă mărturile acestea sunt adevărate, poate îl mai prind pe omul acesta în viață. A ajuns acolo în biserica din Sydney, a spus păstorului bisericii și păstorul a spus, știu, îl cunoaștem toți. Te duc eu la el. A ajuns într-o casă modestă. A ieșit la poartă un bătrân, un om înaintat în vârstă. Un om trecut prin viață. I-a dus înăuntru, le-a pus ceai în câteva căni.
cu mâna tremurândă, a încercat să-i servească și le-a pus ceaiul în față. Și păstorul, înainte să dezvăluie motivul pentru care era acolo, a zis, s-au prezentat, Frank Jenner îl chema pe acest om, și a zis, omule bun, spune-mi, te rog și mie, istoria vieții tale, pentru că aș vrea să aud cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ce faci pentru Dumnezeu. Și omul acesta a spus așa, am fost un simplu marinar, un om care lucra pe marină, pe vas, pe ocean, și am avut un credincios, zice, pe corabie, nu de puțin ori mi-am bătut joc de el. Însă într-o zi Dumnezeu, prin acel credincios, mi-a vorbit, mi-am predat viața lui Dumnezeu și din ziua în care mi-am predat viața Domnului, și am făcut botezul, m-am decis, a zis el, ca în fiecare zi să vorbesc la 10 oameni despre Iisus. Fac lucrul acesta de peste 27 de ani, frate păstor, și nu știu dacă am vreun rod, că nu știu, n-am auzit nicio mărturie până acum, zice. Dar continui să-l fac. Și au fost zile când a plouat și poate a fost o vreme mai urâtă și n-am reușit să fac 10 în ziua aceea. Dar m-am dus în următoarea zi și am făcut 20. Și au trecut ani, frate păstor, și nu știu dacă am vreun rezultat. Dar am mers înainte pentru că în inima mea arde un foc pentru cei nemântuiți. În inima mea Duhul Sfânt mereu mă îndeamnă ca ceea ce am promis să fac. Frate păstor, se apropie finalul. N-am făcut calcule, nu m-am întâlnit cu oamenii la care le-am dat tractatul a doua oară niciodată. Dar am această bucurie, am această încredințare, că Dumnezeu nu judecă după succes, ci după credincioșie. Când și-a încheiat mărturia, păstorul avea lacrimi în ochi și a zis, frate Frank, am venit aici în seara aceasta ca să te încurajez și să spun că Dumnezeu a văzut sacrificiul tău și efortul tău și i-a prezentat acele mărturii. Pentru că Biblia spune că cei care seamănă cu lacrimi vor să-și ragă cântări de bucurie. A plecat păstorul de la el, la câțiva ani Frank Jenner a murit, a făcut un calcul în 27 de ani, înmulțiți cu 365, înmulțiți cu 10 oameni pe zi și o să găsiți că undeva la 100.000 de oameni au fost evangelizați de această persoană. Așa că e frumos să ne lăudăm cu mărturiile altora. Mi-a pus Duhul Sfânt o întrebare în urmă cu o săptămână în timp ce conduceam spre Oltenia. Și-a zis Duhul Sfânt, te lauzi cu mărturiile altora. Cât se vor putea lăuda după ce pleci de aici cu mărturia ta? N-am putut să dorm până la 1 noaptea din cauza acestei întrebări. M-a frământat mult. Dragii mei, dacă Duhul Sfânt locuiește cu adevărat în noi, eu voi participa la evangelizarea Petroșanului. Dacă Duhul Sfânt, am văzut oameni care au zis, frate păstor, eu mă duc în India, mai întâi începe cu scara de bloc unde locuiești. Până nu te credă, ea nu te credă hindușii, știți? M-am uitat la copiii mei, măr la școală, vine unul gripat, da? După 2 zile și a meu, e terminat. Cum vă explicați că sunt oameni care lucrează de 30 de ani într-o fabrică și încă nu au contaminat cu pocăință pe nimeni? Dar știți ce spun? Eu sunt penticostal. Am Duhul Sfânt. Nu ai Duhul Sfânt. Dacă ai Duhul Sfânt, tu arzi ca o torță pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ai Duhul Sfânt, scopul tău e nu să faci bani în viața asta, ci scopul tău, cum îi spunea o poezie, să iei prizonieri pentru slav. Acolo unde, dragii mei, este Duhul Sfânt, biserica se înmulțește. Doi, acolo unde nu este Duhul Sfânt, cum arată biserica fără Duhul Sfânt în al doilea rând? Biserica fără Duhul Sfânt, dragii mei, nu mai ia decizii prin călăuzirea Duhului Sfânt. Citesc fapte 15 cu 28. Căci s-a părut nimerit comitetului. Dirijorilor, nu? Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și nu mai continui, pentru că e alt context, care nu are legătură în seara aceasta neapărat cu ceea ce predicăm. Dar vreau, dragii mei, să ne uităm, biserica primară, nu zis, ni s-a părut nouă conducere și apoi o zice Duhul Sfânt, mă, dacă vreți așa, hai să facem așa. Nu. Biserica primară ținea cont mai întâi de ceea ce spunea Duhul Sfânt. De călăuzirea Duhului Sfânt. Familie, dragii mei, din biserica primară țineau cont de ceea ce spunea Duhul Sfânt. Nu știu cât mai ținem cont astăzi de călăuzirea Duhului Sfânt. Vedeți dumneavoastră, viața noastră este presărată cu momente foarte importante, cu decizii foarte importante. Ajungi la o intersecție și poate trebuie să iei cu mașina în dreapta sau în stânga.
Trebuie să alegi o facultate, să nu faci praf 4 ani din viață, să-i faci degeaba, nu? Trebuie să alegi un loc de muncă. Ai de luat decizii. Știți că Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește? Poți să am GPS-ul cel mai tare în mașină, nu știu cât să coste, câte mii de euro, dacă e fără baterie și-i stins și-i pus în torpedo, nu mă ajută cu nimic. Am și eu Duhul Sfânt, mai am 3 cuvinte, de acum 40 de ani, vorbesc și eu 3 cuvinte pe care le-am învățat până la urmă. Le repet. Dragii mei, Biblia nu întreabă dacă avem Duhul Sfânt, ci dacă umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt sunt fii ai lui Dumnezeu. Da? Puneți întrebarea astăzi. Ce ai face fără Duhul Sfânt? Mă uit la tineri care trebuie să se căsătorească. Cu 13 familii în pragul divorțului am stat de vorbă în ultimele 2 luni și jumătate. 13 familii. Nu știu, vi se pare puțin sau mult, asta dumneavoastră știți. Ceea ce pot să vă spun este că acum 40 de ani în Biserica Pentecostală nu exista divorț. În satele din România, dacă se divorța cineva, tot satul câteva zile era șocat. Astăzi se spune, nu suntem compatibili, deci. Dragii mei, ce-a unit Dumnezeu, nimeni nu poate despărți. Ce-a unit Mercedes-ul, asta e altceva. Ce-a unit euro, asta e altceva. Mă aud tinerii, mă uit la voi și mă doare inima. Am văzut tineri, vorbeau de 2 ani. Și au zis, acum hai să întrebăm și pe Domnul, zice. După 2 ani să întrebăm și pe Domnul. Ca și cum băiatul meu 2 ani face ceva și după 2 ani mă întreabă și pe mine. N-ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt? Oricum Duhul Sfânt nu te va călăuzi spre o Dalile, nu? Duhul Sfânt nu te va călăuzi spre un băiat care are mușchi, dar n-are genunchi bătătoriți. Duhul Sfânt nu te va călăuzi spre cineva care are imagine, dar n-are caracter. Iubiți tineri, îmi scria la altă seară un tânăr, vreo 3 pagini sau 4, cred că m-au scris. N-am reușit să le citesc pe toate. Dar ultima propoziție am reușit să o citesc pentru că era cu litere mari. Frate Cristi, în toate bisericile unde mergi, urlă, o zis el. Urlă. Și spune-le tinerilor să aibă grijă la căsătorie, să nu o facă fără implicarea lui Dumnezeu. Dar cum să urlu? Că alții zice că prea tare urli. Nu? Iubiți credincioși, iubite familii, am venit de la Deva în seara asta să vă spun că avem nevoie de Duhul Sfânt. Amin. Numai că Duhul Sfânt nu trece peste voința omului. Eu dacă ies din biserică și mă duc acum în birt, vă garantez că niciun înger nu stă în ușa birtului să mă oprească. Nu. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Ca să fiu călăuzit de Duhul Sfânt, trebuie să fiu plin de Duhul Sfânt. Eu dacă am 2% baterie, apropo, știți ce consumă cel mai tare bateria telefonului? Cine știe? GPS-ul. Cel mai tare la telefon îți consumă datele, GPS-ul, da? Dacă eu am 2% baterie, da? Eu trebuie să ajung la Dej în seara asta, 4 ore de aici. Eu n-am cum să ajung cu 2%. Dacă ai Duhul Sfânt așa undeva pe fundul vasului, un strop, cum o să beneficiezi de călăuzire 40 de ani de acum înainte? Doamne, te rog astăzi, umple-ne cu Duhul Sfânt. Amin. Numai ca să te umple cu Duhul Sfânt, Domnul, mai întâi trebuie să ne golim de fire. Că Domnul nu pune păstă fire, nu? Nu. Mai întâi trebuie să mă golesc. Să mă duc la mărturisire, să-mi schimb viața și Duhul Sfânt te va umple. Și o torță pe care o umple Duhul Sfânt și care arde Duhul Sfânt, cel mai mare întuneric din Petroșani nu poate stinge. 3. Cum arată biserica fără Duhul Sfânt, dragii mei? În al treilea rând, biserica fără Duhul Sfânt nu mai confruntă păcatul, nu mai predică despre păcat, nu mai descoperă păcat. Fapte 5:1, dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa, Safira. Bun, și ce? O tranzacție imobiliară. De ce ocup paginile Bibliei pentru o tranzacție imobiliară? Auziți? Și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Și mă opresc pentru că vreau un pic să fiu explicit aici. Înainte de aceste versete, Biblia spune despre cineva care a vândut și el un pământ, nu?
Iosif numit de apostol Barnaba, care înseamnă fiul mângâierii, i-a schimbat numele din buletin apostolii când au văzut ce inimă avea. A vândut un ogor pe care îl avea, a dus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Știți ce vorbeau toată biserica la masă în ziua aceea? Bă, ce-a făcut Barnaba ăsta, extraordinar. Și Anania și Safira au zis, mă, dar numai despre Barnaba? Uiteați-mă, dacă mai vinde ăsta încă un pământ și încă două, ăsta ia voturile în biserică anul viitor. El prinde 99%, să știi. Vreau să fiți foarte atenți. Contează mult, nu cât bani pun, câți bani pun la colectă. Că și becalii dă mai mult că toată biserica din Petroșan, dar și când te înjură, te ferească Domnul. Ați înțeles, da? Poate să mă și ascultă, Domnul să-l binecuvinteze. Dar nu cred că are timp pentru așa ceva. Unde am vrut să ajung? Atunci când mă implic, când predic, când slujesc, când mă cheltuiesc, mai mult decât suma, contează interesul. Care e interesul? Și Ananie și Safira au spus așa, mă, dar și noi avem un pământ, nu? E lângă autostradă, zice. Îți dai seama ce bani primim pe el? Cât? 50.000 de euro. Vorbe, dau o sumă în banii noștri. Și au zis Safira, mă, omule, am așteptat 15 ani să crească de la 5.000 la 50.000 și acum mai pui la colectă, mă. Toți. Mă, dar cum să facem? Zici, fii atent cum facem, zice. 25.000 ținem acasă, 25.000 ducem la biserică. Da, mă, dar tu știi că Petru ăla când intră în detalii, te pure că tot. O să ne întrebe. O să ne întrebe cât a fost prețul. Și noi să spunem, păi cât a... Nu? Știți că Petru i-a întrebat. Dă-i te rog mai departe. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Vreau să fac o paranteză. Dacă e plin vasul de Duhul Sfânt, nu mai poate să umple Satana cu nimic. O zis David, paharul meu e plin de dă peste el. Spunea azi un băiat la mărturisirea de Hristie, atât ascult cântări nepocăiești. Păi dacă ar fi plin vasul de cântări creștine, n-ar mai avea loc biogimafia, nu? Paraziți. Deși sperie ce nume au ăștia. Nu? Dar dacă ar fi plin vasul, auzi, ți-o umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioare. Dacă nu o vindeai, nu rămânea aia ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. Dragii mei, dacă Petru n-avea Duhul Sfânt, ce nu era plin de Duhul Sfânt, ascultați-mă, Anania și Safira jucau ping-pong cu el. Praful făceau. Și după Anania și Safira mai venea unul și mai veneau doi și biserica se făcea ca și lumea. Primul păcat din Biblie e minciuna. Ultimul păcat amintit în Biblie e minciuna. Primul păcat pedepsit într-un mod categoric de Dumnezeu în Noul Testament în biserica primară, știți care a fost? Minciuna. Dumnezeu a vrut să dea un exemplu peste veacuri. Că acolo unde El a zis, eu sunt calea și adevărul și viața, n-ar trebui să existe minciună. Dragii mei, biserica care nu mai are Duhul Sfânt, pas cu pas, va avea oameni care vor veni cu păcate, vor sluji în biserică. Și știți că atunci când biserica devine ca și lumea, biserica nu mai prezintă interes pentru lume. A fost un frate plecat în Elveția, a ajuns acolo la o biserică care aveau 5.000 de locuri în sală. O dat mâna cu păstorul și păstorul o coborâ la subsol, unde erau strânși 80 de oameni. Și fratele nostru, din județul Hunedoara, o zis, frate păstor, iertați-mă că vă întreb, dar am văzut sala de 5.000, de ce ați încreat o sală de 5.000 dacă voi sunteți 80? Și păstorul a plecat capul cu durere în inimă și a zis, frate, cum a 20 și ceva de ani, 30 de ani, eram 5.000. Dar am început să lăsăm la cor să cânte cu țigările în buzunare. Am început să lăsăm pe oameni să slujească, să spună poezii, chiar dacă nu trăiau cum trebuie, trăiau în concubinaj. Am zis, mă, decât să pierdem membrii, mai bine lăsăm pe toți. O plecat toți tineri în lume, zice. Din bătrâni a mai rămas 80. Sala asta a devenit goală. Pentru că ne-am compromis cu păcatul. Frați și surori, iubiți tineri,
Acolo unde este Duhul Sfânt, acolo la învon se predică despre păcat și împotriva păcatului. Nu ne mai plac predicile astea. Dar vreau să vă spun că e nevoie de astfel de predici. Le spuneam la candidații de botez, cei 16 care au primit botezul azi dimineața la noi, ceea ce spune Biblia, nimic întinat și spurcat nu va intra. Păstrați-vă haina voastră albă, voi o să vă schimbați după botez, dar haina sufletului trebuie să rămână albă. În urmă cu peste 20 ceva de ani într-o biserică din România, când se dădea cina Domnului, cel care împărțea cina era un frate prezbiter și proroc. Și a ajuns la o soră care a întins mâna să ia. Și prezbiterul s-a plecat și a zis, soră, îmi spune Duhul Sfânt că ieri când te-ai enervat pe găinile tale, ai zis la o găină, du-te în corhaz. Nu-i înjurătura asta. Știți ce înseamnă corhaz? Spital. E un regionalism. Dar ai spus vorba aia la nervi, la mânie. Și îmi spune Duhul Sfânt că nu ești vrednică să iei cină. Frați și surori, cu greu mă abțin să nu plâng, să nu lăcrimez. Că azi fură cu tirul și vine să ia cină. Nu vă dau alte exemple. Dar vreau să vă spun că atunci când există păcat, Dumnezeu nu coboară cu prezența Lui. Și în loc să ai serviciu divin, ai program. Și când ai program, ai spectatori în bănci și actori la învon. Dar când ai serviciu divin, ai prezența lui Dumnezeu coborâtă din cauza că sfințenia, elicalobre hadosivot menas, sfințenia îl atrage pe Dumnezeu ca un magnet. Știți ce lipsește astăzi? Nu proiectoare. Și noi facem renovări acum. Nu sisteme audio, le avem pe toate astea. Știți ce lipsește astăzi în biserică? Frica de Domnul. Cunosc tineri care vin în bisericile noastre, fumează Marlboro afară și iau Orbit înainte să intre. Și zic, frate păstor, vin la părinți acasă și să abonați la Orbit și Orbitul face vânzări bune cu ei. Și nu spun alte lucruri că v-ați înfiora unii dintre voi, dar pentru că luăm multe mărturisiri știm. Și vin frați la noi, frate păstor, de ce nu-i Duhul Sfânt prezent în biserică? Acolo unde Duhul Sfânt trebuie să fie mai întâi frică de Domnul, trebuie să fie sfințenie. Vă rog frumos, faceți-vă timp și căutați cartea Mesagerul Cinzecimii. Citiți-o. Vă dau un simplu pasaj din ea ca să vedeți ce înseamnă ca biserica să confrunte păcatul. În 1920 și ceva în Rusia, conducătorul bisericii era un proroc, un om al lui Dumnezeu. Înainte să înceapă programul, Duhul Sfânt îi spune, vezi că vine un tânăr acum de la servici. La șeful lui, unde lucrează la fabrică, au rămas câteva cuie. Și băiatul acesta, pentru că are nevoie acasă de cuie, o luat, o pus mâna și o băgat cuiele alea în saco. În haina aceea cu care se lucrează la fabrică. Da? Și o zis, vezi că vrea să intre în biserică. O zis, Duhul Sfânt, du-te afară și spune-i frumos, spune-i cu dragoste să ducă cuile înapoi, că ăsta e un loc sfânt. Dar o zis Duhul Sfânt așa, spune-i să nu mute cuile din buzunarul din dreapta până la din stânga, că la din stânga e spart și le pierde până la servici. Mai vreți numărul așa proroci astăzi? Doamne fere! Amin. Frate păstor, numărul la altul, nu-l ai, că nu-mi convine ce m-a spus ăsta. Mi-e întrebă din aia care îmi spune, te ridic trei trepte, două mașini, 4 case, 5 apartamente în Cluj. Ai ce ne placă aia. Iubiți credincioși, acolo unde e Duhul Sfânt, păcatul este confruntat. O zis Dumnezeului, Cain, păcatul pândește la ușă. Cain, te paște crima, numai că înainte de crimă e invidia. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. Tu ce o să faci? Nu poți să stai și cu păcatul la masă și cu mine, o zis Dumnezeu. Cu paharul dracilor și cu paharul Domnului. Lasă păcatul afară și aici să dumnească sfințenia. Amin. 4. Biserica, dragii mei, unde Duhul Sfânt lipsește, e biserica care nu mai promovează oamenii duhovnicești. Și apar acum mai nou tot felul de slujitori. Da? Și te speri. Te speri. Vă dau un exemplu despre Barnaba și auziți, vă rog frumos, ce spune Biblia despre el. În primul rând, Biblia spune despre el că era plin de Duhul Sfânt. Fapte 11 cu 24. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt.
Și dacă era plin de Duhul Sfânt, a fost ales de Duhul Sfânt. Fapte 13:2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba. Și pentru că a fost plin de Duhul Sfânt, ales de Duhul Sfânt, a fost și trimis de Duhul Sfânt. Fapte 13:4, da? Am fost atenți. 11:24, 13:2, 13:4. E foarte importantă ordinea asta. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Iubiți credincioși, am auzit atâtea plângeri în ultimul timp, că guvernul nostru e corupt, că avem oameni mincinoși în Parlament, că e dezastru în politică. Ascultați-vă ce vreau să vă spun astăzi. Dacă e dezastru în vârful țării, e pentru că oamenii care au ales oamenii ăștia nu sunt oameni sfinți. Și o să vă demonstrez foarte simplu lucrul ăsta, că e foarte simplu de demonstrat. Un om firesc în România sau într-o biserică nu poate trece de votul unor oameni duhovnicești. Simplu, logic. Și un om duhovnicesc nu va trece de votul unor oameni firești. M-am uitat cu atenție la Iisus Hristos. Niciodată Iisus nu spune în Biblie: facem alegeri anticipate. Am venit aici să-l dau jos pe Cezar, pe Pilat. Și o să vă pun oameni integri, Iisus. Nu, o zis Iisus așa: nu puteți schimba oamenii de la vârf decât dacă vă schimbați voi, că voi votați, voi alegeți. Noi alegem. Dragii mei, Iisus Hristos a vrut să schimbe oamenii, să ne schimbe pe noi. Pentru că atunci când suntem noi schimbați, când suntem noi plini de Duhul Sfânt, vom alege în biserică oameni plini de Duhul Sfânt. Doamne, mai lucrează în sensul acest. Change, biserica. Biserica fără Duhul Sfânt va avea mulți membri orfani. Ioan 14:18. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. 153 de milioane de copii din lume n-au mamă și n-au tată. Dar știți că din punct de vedere creștinesc, mai mulți orfani sunt în lumea aceasta. Atunci când ești orfan, n-ai cui spune mamă și tată, să știți. Asta e primul lucru, primul aspect. Atunci când ești orfan. Dar Biblia spune în Romani 8:15: și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Amin. Ce bucurie, ce mare har! Să pot să spun: eu sunt un simplu copil, tatăl meu ține în mână universul. Mare lucru ăsta. Dar asta poți să spui numai dacă ai Duhul Sfânt, dacă ești plin de Duhul Sfânt, dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt. Apoi vreau să vă spun că orfani n-au cum să spună frate și soră. Că nu poți să-l numești pe ăla de la orfelinat frate cu tine și soră cu tine. Ce mare har astăzi! Să putem fi o familie. Să avem frați și surori. Apoi orfanii n-au o casă. N-au o casă. Într-o zi a venit la mine a doua fetiță noastră, Elisa, avea, acum are 7 ani jumate spre 8. Atunci avea undeva la 4 ani. O tras așa de scaunul de birou unde lucrez, m-am și supărat un pic. Și am zis: ce vrei? Iar vrei bomboane, iar vrei pufulești, ce vrei? Că te mă deranjează aici. Și toate vreau să spun un psalm care l-am învățat cu mami. Și de rău m-a părut. Și au zis: tati, mă bucur când mi se zice: haide-mi la casa Domnului. Oameni buni, mai aveți bucurie asta? Iar mi-au stricat ăștia ziua de mâine. În loc să merg la mici, zice, o băga biserică. Haide. Iar le trebuie poși și rugăciuni. Iar le trebuie sărbători peste sărbători. Numai biserică și biserică. Și o fată de 3 ani jumate, cu lacrimi în ochi: mă bucur când mi se zice. Am plecat joi seara să predic undeva la Arad și am plecat cu copiii mei acolo la surorile mele și am zis către copiii mei, 4 am dus cu mine, am zis: cum vreți voi așa facem în seara asta? Că vă întâlniți rar cu mătușele voastre, cu surorile mele mai mici. Rămâneți aici, vă jucați în curte până predic, în 2 ore să acasă. Băiatul de 6 ani a spus așa: tati, eu nu dau joaca pe o predică. Eu vin cu tine. Oameni buni, dacă ceva ține Petroșaniul ăsta, nu-i guvernul, nu-i politica, e biserica. Eu n-aștept schimbare de la Dragnea, n-aștept schimbare de la PNL și de la PSD. Dacă poporul meu se va ruga, dacă se va smeri, dacă se va schimba. Ce mare har e să nu fii orfan, să ai cui spune frate și sor. Dragii mei, atunci când sunt orfani, orfani n-au parte de dragoste, n-au parte de bucurie, n-au parte de pace. Dați-vă sub boala aia unui copil care tot ce face. Știți din ce cauză? Că 2 ani împătuți așa au făcut, 3 ani împătuți așa au făcut.
Și femeia aia care îngrijește de el mai are încă 19 pe lângă el. Și n-a avut cine să-l ține în brațe. Și Iisus ne spune nouă astăzi, te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port. Orfanii n-au pace, n-au bucurie, n-au liniște. Poți să le dai jucării. Trenulețul ăla care face gălăgie nu ține locul unei mame, unui tată, unui cămin. Că mulți au o casă, puțini au un cămin. Uitați-vă că atunci când vine Duhul Sfânt coroada Lui, exact asta aduce, dragostea, bucuria, pacea. Aleluia! Aleluia! Îți mulțumim, Doamne, pentru Duhul Sfânt. 6 și 7 și am încheiat. Biserica care nu are Duhul Sfânt, nu are slujire însoțită de Duhul Sfânt. Iubiți credincioși, atât de mult stres am în mine până să încep predica. Că nu vreau să vin să impresionez pe nimeni aici. Că dacă voi rămâneți impresionați de cât de bine știu Biblia, deși nu știu cum aș vrea să o știu. N-ați făcut nimic. Impresionați, rămâi la filarmonică. De ce terț au făcut nu știu care tenor? Atunci când există slujire autentică în biserică, biserica nu rămâne impresionată, biserica rămâne cercetată. Plânge inima în mine. Câte cântări au pătruns în biserică și nu mai au nimic de a face cu Duhul Sfânt. Câte predici cu glume, câte predici cu eu meu, să vă spun unde am studiat eu, ce școală am făcut, câte vizualizări am. Și Duhul Sfânt spunea poezia, n-ai loc de noi aici în casă la tine. Și astăzi tot străin printre ai tăi, și ea străin, și astăzi tot pe afară. Aruncă, Doamne, o rază de lumini și roaza cu iubire să ne doară. Cum e slujirea ta? Cum e slujirea mea? Fapte 10:44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. O predicat Petru în ziua cinzecimii, 3.000 de oameni s-au pocăit. Astăzi poate predicăm 3.000 de predici de pocăiești de un. S-a schimbat Duhul Sfânt. Noi ne-am schimbat. M-am uitat în Biblie, dragii mei, la un pasaj și tare, tare mirat am fost. Impresionat, v-aș putea spune. Pavel și Sila erau în închisoarea din Filip. O închisoare groaznică. Era vestită închisoarea din Filip. Era vestită pentru că într-o săptămână își pierdeai mințile. Cei mai mulți prizonieri, într-o săptămână își pierdeau mințile. Îți dădeau pâine mucegăită. Când îți dădea apă, vinea la pachet cu bătaia. Era întuneric, besnă. Era o închisoare, dezastru. Și în Fapte 16:25, auziți ce fac oamenii plini de Duhul Sfânt? Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântări de și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Dragii mei, iertați-mă că vă întreb, dar cum o să cântăm în pușcărie dacă nu cântăm în libertate? A fost un frate în Bucovina, au plecat la domnul Lăzăreanu, și într-o zi a venit un frate la el și a zis, frate, zice, când o să vină prigoana și eu mă încolonez după voi. Și a zis Lăzăreanu, mai întâi vine o masă la rugăciune, apoi mai vorbim, zice. O să cântăm, frate Cristi, când o să vină închisoare, o să cântăm. Acum cântă YouTube. Dragii mei, uitați-vă în textul acela, nu mai intervin foarte mult, dar Duhul Sfânt a însoțit cântările și rugăciunile lor. S-au deschis toate uștile, s-au dezlegat legăturile. Duhul Sfânt a oprit sabia când el a vrut să se bage sabia în el și a adus mântuirea. Ai nevoie de uși deschise în viața asta? Te bazezi pe relațiile la guvern, de la primărie? Nu. Eu am relații în cer. Dacă vreți să se deschid... M-am mirat, să știți, m-am mirat. Auzi, ori căzut lanțul de la prizonier, puteau ăștia să fugă acasă. Arătați-mă, vă rog, o închisoare din România, unde se cadă lanțul și oamenii să zică, noi mai stăm, că ne place. N-am auzit. O, ce fain ar fi să fie la noi la biserică, ce program a fost acolo. Le-au căzut la ăștia lanțurile. Dragii mei, pentru prima dată în istoria lumii, oamenii erau liberi și nu au fugit nimeni. Și la noi se uită la ceas. Sper că nu depășești 8, sper, zice. Și Iuda s-a uitat la ceas. Avea întâlnire cu preoții. Numai că spune Biblia că era noapte când a ieșit afară. Atunci când ieși din prezența luminii, te așteaptă noaptea. N-ai vrea asta să stai lângă Domnul. Nu fugi nimeni. Știți de ce? Că acolo unde e Duhul Sfânt, nu vrea să plece nimeni acasă. 7.
Biserica, dragii mei, care nu are Duhul Sfânt, e biserica care nu mai are harul ca Duhul Sfânt să mijlocească pentru membrii ei. Biblia spune că avem la Tatăl un mijlocitor. Avem în cer un mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos. Dar Biblia mai spune ceva, Romani 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. N-ați observat? Ne rugăm pentru cuptor de microunde de 2 ani de zile. Ne rugăm pentru mașină de nu știu câți ani. Ne rugăm pentru casă, ne rugăm pentru un apartament, ne tot rugăm pentru astea materiale. Dar când intră Duhul Sfânt și începe El să mijlocească, să roagă pentru puterea de a ierta, pentru răbdare, pentru bunătate. Ascultă-mă, când o să pleci din viața asta, nu o să vină oameni la tine la mormântare că ai avut 15 apartamente în Petroșani. Nu. Știți cum o să vină? Bă, zice, ăsta a fost un om deosebit, a fost un om bun. Stăteam azi la masă cu cumnatul meu și îmi spunea despre bunicul lui care a murit. O zis, Cristi, dacă tu mergi azi, și m-a spus satul din România, dacă tu găsești un om care să-l vorbească pe bunicul meu de rău, îți dau ce vrei, tu o zis. Și am zis, bun, dar ce era așa interesant despre bunicul tău? O zis, Cristi, spun numai un lucru. Meream la câmp cu bunicul. După ce făceam o breazdă, zice, coseam așa o, da? Noi ne tolăneam în iarbă și au zis bunicul sus la rugăciune. N-am mai două acum cu tine oameni, să vezi că rămâi singur. O zis ori de câte ori merea la săpa porumbul, ori de câte ori merea la grâu, la orice, când ajungea la capăt se punea pe genunchi. Venea din coace la capăt, se punea pe genunchi. O plecau oamenii ăștia. Am venit noi, moderni. Ne uităm la ceas, 3 minute rugăciune. Faceți surori, eu dacă stau de vorbă cu soția 3 minute pe zi, în 3 luni o să auziți vești triste despre noi. Iertați-mă că sunt direct, dar poate nu mă mai cam arată de păstor și mai stau pe acasă, slăviți să fie Domnul. Dar și doctorul e direct când îți spune boala, nu? Nu poți să vorbești 3 minute pe zi cu Iisus și să meargă bine relația voastră. Cel mai important lucru într-o căsătorie e comunicarea și integritatea. Stai de vorbă cu Domnul. O zis când vă rugați, nu când dormiți, nu când vă uitați la Euro 2020. Când vă rugați, zice Duhul Sfânt, intră pe fier și începe și mijlocește. Extraordinar. Dragii mei, oare câte din biruințele pe care le avem astăzi se datorează faptului că Duhul Sfânt a mijlocit pentru noi? Așa e că te bucuri când cunoști pe cineva la spital, când cunoști pe cineva undeva. Dar ce mare hară e să cunoști pe cineva în cer. Duhul Sfânt, parte din Trinitate, vorbește cu Tatăl și spune Tatălui când tu vorbești în alte limbi un mesaj criptat pe care nici diavolul nu-l înțelege. Îi spune lui Dumnezeu nevoile tale. Cum să ia Iisus chip în tine? Și atunci mai spune că nu avem nevoie de Duhul Sfânt. Din ce biserică ați vrea să faceți parte? Eu vreau să fac parte din biserica unde e prezent Duhul Sfânt. Nu știu dacă mă credeți, dar biserica penticostală nu s-a înmulțit din cauza predicatorilor mai bun sau mai puțin bun. Citiți cărțile fratelui Vasile Ozan, cel puțin 3 volume puteți să citiți. Citiți cărțile altora și o să vedeți că biserica penticostală a avut o creștere exponențială din cauza lucrării Duhului Sfânt. Dar lucrări autentice. Nu vreau să vă zic procentul, cât eu cred că din proroci astăzi nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Și nici din predicatori. A oamenilor care trăiau ceea ce vorbeau. A oamenilor care ardeau ca o torță pentru Dumnezeu. Cea mai mare luptă a diavolului astăzi, dragii mei, nu e să ne închidă biserica, ci să îndepărteze pe Duhul Sfânt din adunare. Dar nu poate face asta fără acordul nostru. Eu astăzi aș vrea ca biserica să se umple de Duhul Sfânt. Amin. Știți, media aritmetică a unei biserici, de fapt, media aritmetică a familiilor din ea. Îmi spunea mama soacră, zis Cristi, zice, mă uit la voi astăzi, la cum a ajuns pocăința. O zi, mi-aduc aminte, zicea ea, că eram copil în Bucovina, ne scula mama, zice,
bunica soției mele, care a rămas văduvă după război, la puțin timp după război, ne scula la 4:30. Până la 5 trebuia să fie casa făcută lună și bec. La 5 frații veneau la rugăciune, în fiecare dimineață. Sună astăzi pe cineva să-l scol la 5 la rugăciune, să vezi dacă îmi te pune la blocked. Să vezi dacă mai poți să suni a doua oară. Și-o zis, Cristi, veneau frații la rugăciune, la 5 erau la noi până la 7 și la 7 plecau la servici și nu se plângea nimeni că e obosit. Și după ce 6 zile ai strâns frații la rugăciune, în fiecare seară era în altă familie rugăciune. Păi când veneau ăștia duminica, foc era. Nu vi se pare că ne-am schimbat? Iubiți credincioși, n-am venit din lume fără să știu cum a fost pocăința. Aveam 4 ani și meream la astfel de rugăciuni. Mă plictiseam că eram copil de 4 ani, nu știam ce să fac. Trebuie sub bănci, eram pe acolo, nu știam ce să fac. Dar mi-a rămas o imagine, n-aveau bunicii mei nici orgă, nici acordeon. Ascultați-mă, n-aveau cuptor de microunde, mașină de spălat, mașină de uscat. N-aveau aragaz cum avem noi astăzi, totul la buton. Dar nu știu cum se face că aveau timp de rugăciune în fiecare seară. Și acolo am văzut oameni vindecați de cancer. Și acolo am văzut bețivanul satului care s-a ridicat într-o seară în picioare și a zis, Domnul mi-a vorbit pe prorocie în seara asta. Spunea fratele Alin într-o biserică, Alin Foca din Botoșani într-o biserică, o zis, am văzut cu ochii mei cum Duhul Sfânt a ridicat om și l-a plimbat în biserică până lângă un prieten, l-a pus jos și Duhul Sfânt a vorbit. Dragii mei, Duhul Sfânt, că vezi că s-a schimbat? Eu nu cred. Cât timp mai ai să stai de vorbă cu Domnul? Știți de ce vă spun lucrurile astea? Că am fost în America. Că am fost în Italia. Într-o biserică din Italia, nu vă spun unde, dar într-o biserică din Italia, luni de zile un frate bătrân venea și se punea pe ultima bancă, un frate italian. Și tot programul plângea. Și-a mers păstorul fraților români și-a zis, frate, dar ce te mișcă în halul ăsta? Că limba nu-i o înțelegi. Predica nu o înțelegi. Cântările nu, numai orga o poți înțelege cât o înțelegi. De ce plângi? Că noi nu plângem, zice. Și-a zis italianul, asta a fost acum câțiva ani. Zice, mă uit la voi. În anii 60 eram ca și voi. Surorile veneau îmbrăcate modest, cum veniți voi. Frații veneau cu Biblia. Era o teamă și o frică de Domnul pe care o aveți și voi. Și într-o zi s-a ridicat un proroc în biserica noastră și ne-a spus așa, dacă nu veți lua aminte și veți lăsa păcatul să intre în biserică și veți lăsa oameni care trăiesc în păcat să slujească în mod continuu și conștient, într-o zi din biserica voastră se va alege praf, a zis Dumnezeu. Și plângea fratele ăsta când spunea cuvintele astea și a zis, mă uit la voi, pentru că prorocul continua și a spus așa, ca să-mi păstrez mărturia în vremurile din urmă, voi lua un popor din estul Europei și îl voi împrăștia peste tot, ca să-mi păstrez numele și flacăra nestins. Și-au zis, plâng, că și noi am fost ca și voi. Și-au zis, fratele, vă rog frumos, nu faceți greșeala care am făcut-o noi. L-am pus pe prorocul de disciplină. I-am zis la prorocul ăla, nu mai prorocim. Cum ne spui nouă ca slujitori că acoperim păcatul? Nu mai ai ce să prorocești. Am început să acceptăm păcatul în biserică, am tăiat din stăruințe. Și acum mai suntem câțiva bătrâni. Am fost în Norvegia, frate și surori, țara care au trimis misionari cu grămadă, acum 100 de ani în toată lumea. Știți ce mi-e frică? Că dacă nu vine Domnul, în câțiva ani, s-ar putea să ajungem la fel. Zic, Doamne, păzește-ne. Dar nu e suficient să spun, Doamne, păzește. Știți ce mi-e frică? Că copiii mei, când vor fi la tineret peste 10 ani, o să zică către păstori, auzi, ne plictisesc predicile. Puneți-ne o telenovelă sau un meci. Știți că sunt biserici în Europa, penticostale, care deja pun filme la tineret? Că zis, nu știu cu ce se mai atrag. Știi cu ce poți să-i atragi? Cu Duhul Sfânt. Că dacă Duhul Sfânt nu-i prezent în biserică,
filmul nu o să-i țină pe tineri în biserică. Frate și surori, predica asta a fost pentru mine mai întâi. Eu am nevoie de Duhul Sfânt. Simt că cu fiecare slujire care o fac, pleacă ceva din mine, parcă mă topesc, că suntem oameni limitați. Dar atunci când vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te umple. Atunci când vine Duhul Sfânt, pot să răspund cu bunătate celui care m-a făcut cu ouă și cu oțet. Atunci când vine Duhul Sfânt, vine de lungă răbdare. A stat vulba în 14 ani în pușcărie și eu nu pot să rab de o vorbă că m-a spus cineva ceva. Mă duc la comitet imediat. Imediat, frate, m-a numit nu știu cum. Mi-a zis că nu știu cum însă. Iubiți credincioși, dacă biserica are nevoie de ceva, de oameni plini de Duhul Sfânt. N-ai vrea să fii astăzi un om plin de Duhul Sfânt? Haideți să ne ridicăm în picioare. Am trecut peste program. Dar dacă ăștia la București intră în prelungiri și-s bucuroși că intră meci în prelungiri când e egal, cum să fiu eu necăjit că am trecut peste program? Aș vrea în rugăciunea asta să ne rugăm cum nu ne-am mai rugat de la stăruință. Știți și voi știți, cei care sunteți botezați cu Duhul Sfânt, știți la ce mă refer acum în ultimele secunde ale predicii. Există un moment când vine firul ăla de legătură cu cerul. Rare sunt momentele alea pentru unii. Există momentul ăla când nu te mai interesează cine e lângă tine, ce te judecă, că ce poșetă ai, ce rochi, nu te mai interesează. Simți că vorbești direct cu Dumnezeu. Nu ți-e dor de astfel de momente. Mi-e așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-e așa de dor să simt prezența ta. Mi-e așa de dor ca tu în rugăciune să visește Iisuse lacrima. Mi-e atât de Yes.
Amin. Roagă-te. Delica nomenado, Senhor.